Hi, Badr. Hi. 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 Hey. Hi, Badr. Jogging. Stung there, stung there, stung there, stung there. Cam paralel, da? Yeah. Pe lucru, bă. Salutare, dragii mei! Poate nu v-ați așteptat la un episod special ca acesta. E pentru prima oară când voi face, cred că, un vlog și cred că vor urma mai multe. Suntem împreună cu Mario. Salut. Sunt Ana la Curoșu. Suntem într-o tabără, pot spune, o excursie. Vor urma mai multe trasee, ride. Cred că ați văzut și voi prin câteva cadre la începutul... videoclipului. Acum suntem la Lacul Roșu. Priveliștea e demențială. Momentan ne-am despărțit de grup pentru că Lacul Roșu pentru noi nou, de fapt nou ni se pare ceva basic, ceva ca acasă, știi? Și nu mai simt nevoia de a viziona și să mă uit sau... No. Adică de câte ori am venit pe aici și deja a devenit o obișnuință. Este și zăpadă, pe munte am văzut și acolo, uite, muntele ăla. Degeaba întorc camera și vă arăt pentru că nu se va vedea. Pentru că GoPro, după cum știți, nu are zoom. Doar zoom din, de la montaj pot face chestia asta. Totodată vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ratingul pe care l-a avut. L-a avut episodul cel cu motorul, cu Doro. Și nu uitați că vor apărea multe episoade împreună cu el. Până atunci, haideți să dăm drumul și să vedem unde vom ajunge. Haide! Lupte colosale. Am ajuns în final. Am ajuns. Mă dor picioarele, uite că și zăpadă, băi, ești nebun. Da. Cum te simți, Mario? Foarte obosit. Da, de ce? Acest drum foarte lung. Abia aștept la pensiune să ajungem. Da, stăm puțin în parc. Băi, fain, foarte fain lacul ăsta. Suntem la lacul Ursul din Sovata. Pentru cei care știu. Nu știu, prima oară. Uite, băi, ești nebun. Ce faină rățușca aia. Și super fain, nu știu, bă, cu bicicleta era ceva să mergem pe aici. Da, era foarte fain. A? Foarte fain. Nu știu, e ciudat, e prima oară când țin mâna, ca asta, mâna în cameră, mâna pe trepied. Aici cred că e păstrăvărie ceva. Ia vin o cavă. Ia ce mișto e. Super. Păi ceva aici, nu știu, e amenajat un gărduleț de ăsta pentru pești, nu știu, e super fain. Da. Și bă, Mario, bă, te-am găsit, uite. Dar nu, de fapt, e șarpele. Nu, e șarpele pe codrin. Nu, tu e șarpele, de casă. Codrin, dacă... Nu, codrin, e șarpele. Da, da, și ești mie salamandra. Codrin, dacă te uiți. Da, uite. Asta ești tu. Șarpele de casă. Șarpele de casă și Adrian de salamandra. Cum musca asta de aici? Băi, cu bicicleta dacă veneam aici, era teroare, foarte fain, scobor scările alea de pe acolo sau... Îți dai seama? Da. Mișto tare. Super. Și uite că i-a amenajat grip de asta. Care nu alunece. Da, da, da. Hai să luăm. Surcă în sus sau... Hai, surcă în sus, băi, am făcut pleonat, surcă în sus, băi, ce nebună-s, mă. Băi, eu abia aștept să ajung la pensiune, asta e toată faza. Toți așteptăm așa. Să ajungem la pensiune ca să... Îmi distrăm puțin, Vlăduț. Da. Să vedem cine o să dormă noaptea asta. Mario, nu știu dacă o să dormi. Da, nici tu n-o să dormi. Da. Sigur. Trebuia să ajungem la Pride. De fapt, la Salina Pride. Dar aparent s-a închis. Da. O să mergem mâine dimineața. Deci este ora... 3 și 10. Și la 3 s-a închis Salina și am sunat pe oameni, știi? Haideți, mai țineți că suntem un grup de 50 de oameni, nu, nu, n-au vrut. Și mâine de la 8 vom fi acolo din nou. Acum suntem la cursul la... Cum se cheamă? Și mai avea unde lumirii, bă, Ana, cum dracu? Sau la mâine. Real. Real.
Sunt mort, am alergat după un ghiozdan. Nu mai eu cum are, știm cât jogging am făcut în dimineața asta așa. Antrenamentul, în loc de bicicletă. Fai, mamă. Vă trebuie să alergăm vreo 3 km ca să și-o uita cineva ghiozdanul. Și am zis, hai mă, sunt noi forță, știi? Să fim, cum să spun așa, eroi, nu știu, personaje principale în toate chestia asta. Atragem atenție. Da. Băi, dar oprit bine, asta e toată fața. Da. Am obosit. Băi, nu e ca la bicicletă. Nu e chiar ca la bicicletă. Nu. A? Nu. Bă, doar aici gambele. Mai pot dus. Nu e pod, mă, toți căriți. Băi, băieți, băi, bă. Am ajuns la... Ce zici, băi, vecinule? Ce zici, bă, cam de ou? Am ajuns la pensiune. Băi, pensiune super beton. Hai să vă arăt. Priveliștea, nu pot să zic. Camera arată super bine și super curat. Aici, I love city. Deci, camera arată bine, aha. Televizorul e grunding. Grunding. Cu antenă spate. Nu, no, n-are treabă. Asta, mă, cum mergem. Dar el arată bine, hai să privim back de aici. Fac. El arată ok, din câte am zis la... Deci am văzut că dați în două pensiuni. Asta arată bine față de ce acolo, și că... Adică e super ok. Mă, uite, Mariu, ce spate mare are, nebunul. Față de cum au ceilalți, noi chiar okay, super, ok. Super ok, avem râul lângă noi. Ne dăm la pește oricând. Deci dacă vedeți acolo, acolo este rău. O să mergem, cred că și pe acolo, e super faină zona. Olio, a doua zi, dimineață, am murit de frig, Mario, ce faci? Bine. Bine, o ghetea toată. Bine. E ora, cât e ceas? 7. Sunt matinal, din păcate. Și ne uităm la o competiție de ciclism, la Turul Franței, nu știu ce e acolo. Televizorul nostru ultra performant, 4K, AMOLED, curbat. În rest, ne pregătim să plecăm și mai întâi mergem la masă. Haide să mergem. Dragii mei, cam aici s-a terminat excursia noastră. Pa, da. Plecăm la casa fetelor. Da. Ca la Insula Iubirii, pot spune. Puterea dragostei. Apare nu am fost eliminați încă. N-am fost foarte multe voturi. Partea fetelor. Munții sunt foarte șmecheri aici. Șocagică. Acum na, mai trebuie să mergem un kilometru și ajungem la casa fetelor. Ajungi și noi la casa fetelor. Bă, aici o îngheța parbriz, efectiv, uite. Uite alea că, bă, ce frig a fost noaptea asta. Na, că nici nouă nu a fost foarte cald. Da. A fost ok, nu? Bă, a fost ok, dar așa cam opri caloriferul noaptea, nu știu. Da. Ziua am frigea. O pic calorii, că aia noi. Cu aici, cu băieții, morți de oboseală. Noi nu, că noi am fost serioși, ne-am culcat de vreme, chiar că noi trebuia să... La ora 5, trebuia să, uite aici, teoretic sunt cazați ceilalți, dar... Ceea ce nu-i prea corect. Ceea ce nu-i prea corect, aici au fost cazați ceilalți. Noi am fost în pădure. Și de asta am plecat mai devreme noi, noi am fost prin zona aia, pădure, pe acolo. Haideți să mergem la masă și după plecăm la Salina Pride, să vedem cum este și acolo, că n-am văzut niciodată. Mario a spus că e mișto. E super. Ăla e autocarul nostru, ăla verde de la Setra. Autocar de autocar, șofer de șofer. Haide să pornim. Ce zici, bă, Mario, bă, de la Salina Pride? Ia uite ce bug e aici. A, stai. Super, cred că am să-mi iau și eu unul. Nu trebuie să iei cu el. Bă, nu știu cum o să fie. Sper să fie ok. Îmi zic că o să fie super. Zici? Da, o să fie super, hai să vedem. O să vedeți și voi. Mai ales, uite aici, mineri de ele, ce lucrează aici. Thank you.
dragii mei, am ajuns la ursoaice. La ursoaice aici, la lacul, lacul Sfânta Ana și Mariana. Sfânta Ana și Mariana. Da. După negocieri foarte mari cu cei de aici, a trebuit patroni să intrăm. Ne-au luat parcare pe autocar 150 de lei și mi se pare foarte mult acest tarif, pe bune acum. Zona este foarte frumoasă, adică se poate vedea. Este super. Și ca anul trecut se putea intra fără, gen, intrai până jos, știi, la lac. Plăteai parcare doar jos. Plăteai parcare doar jos. Aici era gratis sus. Și acum trebuie să plătești foarte mult și aici sus, deci nu e, nu e corect. Și trebuie să mergem un kilometru pe jos. Da. Și aici va fi ultimul obiectiv pe care îl vizităm. Iar apoi acasă. Da, apoi acasă, încă vreo 4 ore de mers, mai avem vreo 300 și un pic de kilometri. Da, din păcate. E ok. Haideți să vedem cum este jos, pentru că eu n-am fost pe niciodată. Mario a mai fost. Am să te arăt, Vlăduț, din nou. Uite toaleta acolo. Publică. Uite toaleta acolo, mă. Da. Ia uite-mă. Stai. Ce mișto e. Toaletă între copaci. Cu robinete, cu deale. Ziua a doua de supraviețuire. Putem în pustietate, în junglă. Fugim de urși. Da. Făcum fugim. Stai acolo. Făcum puteze de a... Fugim de șerpi, dar vin din spate cu o viteză foarte mare. Vai, mamă. Căliu. Îmi stric Air Max-urile. M-a luat tot transport. Hai, Mario, hai! Hai, hai! De! Hai, Mario! Jogging! Stâng drept, stâng drept, stâng drept, stâng drept! Am parat! Ia-o, frate! Dragii mei, am ajuns la lacul Sfânta Ana. Vedeți și voi ce priveliște, este oarecum una foarte frumoasă după mine, pentru că am venit pentru prima oară aici și mi se pare totul fabulos. Vlogul ăsta este un prim vlog de pe canal, pot spune. Și mi este greu să discut în fața camerei. Atunci când am camera montată pe piept, e o altă, cum se spune, o altă chestie. Până atunci vă las cu câteva cadre de aici, de la lac, și ne îndreptăm spre casă, spre Bacău. V-am pupat, pa, pa!